închinarea este întâi de toate un act spiritual. Este un act spiritual. Nu este un act afectiv. Dacă am venit și mă simt bine, înseamnă că mă închin. Fals! Fals! Cum să te simți în suferință bine? Nu te simți bine. Dar te închin. Pentru că închinarea depinde de niște aspecte fizice. Fals! Pentru că închinarea depinde de o stare psihică a mea. Dacă a reușit tipul ăla care conduce închinarea să mă inducă într-o stare de închinare. Să mă facă să simt că mă închin. Dom'le, nu conduci bine închinarea în dimineața asta. Greșit! Greșit, problema ta, nu e a lui. Nu trebuia să te ducă el în închinare. Nu trebuia să te tragă el pe sfoară, să te hipnotizeze într-un anume fel ca să simți că te închini. Asta depinde de starea inimii tale. Depinde de sufletul tău, depinde de duhul tău, depinde de relația ta cu Dumnezeu. De asta depinde închinarea. Închinarea este un act pur spiritual. Vă întreb, dacă n-ar fi închinarea un act pur spiritual, aici este o problemă. Dacă închinarea bisericii din postmodernism, din anul 2017, nu poate fi transpusă într-o perioadă de persecuție, ar trebui să renunțăm la ea. Pentru că biserica s-a născut în persecuție. Biserica a mers câteva sute de ani numai în persecuție. Ei n-au știut altă formă de închinare decât o închinare care supraviețuiește când e moarte, când e putreziciune, când e crimă, când e urmărire și persecuție. Ei așa știu că e închinarea. Așa știu că e închinarea. Închinarea este un act spiritual. De aceea biserica primară s-a închinat în peșteri, s-a închinat în catacombe, s-a închinat în arenele romane, s-a închinat în rugurile aprinse, s-a închinat în fălcile fiarelor. Pentru că nu depinde închinarea de lucrurile fizice. N-are nicio treabă că leu mă opriți de un picior, mă trage și în două minute o să mă facă terci. N-are nicio treabă asta cu închinarea. Închinarea este un act spiritual. Spiritual. Nu are de-a face cu cineva care îmi provoacă. Oare ce sentiment de închinare îi provoca când ăla îi dădea cu sulița? Îl inducea într-o închinare. L-o fi indus în închinarea veșnică. Da, atât. Închinarea este un act pur spiritual. Pur spiritual. Una dintre cele mai mari înșelătorii ale postmodernismului în biserica asta este că închinarea depinde de cineva, că închinarea depinde de anumite lucruri pe care le facem, că depinde de decor, că depinde de susurul ăla brând care îl face băițașul la chitară sau la pian și atunci intrăm în închinare. Greșit! Greșit! Închinarea este un act pur spiritual.